Spune și în această dimineață, lăudat să fie Domnul, pentru harul, dragii mei, care îl avem, că în această, iată, chiar primă zi a lunii octombrie, să fim în casa Domnului și mai ales la această sărbătoare frumoasă, la împărtășarea cu trupul și sângele Domnului și după cântările acestea frumoase și după poezia sorei Rahela, cred că puteam să ne și ridicăm să intrăm în actul împărtășanii cu trupul și sângele Domnului. Dar având înainte cuvântul Domnului, cred că putem câteva gânduri și un îndemn în această dimineață pentru fiecare care sunteți în casa de rugăciune și cei mai mulți dintre noi am venit cu inima pregătită să stăm din nou la împărtășanie cu trupul și sângele Domnului. Apostolul Pavel spune câteva lucruri, de altfel pasajul acesta este cunoscut de noi, copiii Domnului. Scrie Filipenilor în capitolul 3 cu versetul 10, cuvintele acestea de altfel foarte bine cunoscute. Apostolul Pavel spune așa: și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Nu că am câștigat premiul sau că am și ajuns de săvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu să vă lumineze în această privință, spune Apostolul Pavel. Amin. Dragii mei, eu aș vrea să mergem în această dimineață în același gând și să fim însuflețiți de același gând pe care l-a avut și Apostolul Pavel atunci când a scris această scrisoare fraților din Filipi. Cei mai mulți cercetători ai Sfintelor Scripturi sunt de acord că Apostolul Pavel a scris această scrisoare către cei din Filip pe când era încă în Cezarea, în închisoare, și de acolo scrie aceste cuvinte și îndeamnă biserica și sfătuiește pe frați în ceea ce înseamnă credința lor. Gândul pe care în această dimineață, uitându-mă la Apostolul Pavel și ceea ce spune aici, versetul 11, mi-a atras atenția și mie unul mi-a vorbit, spune Apostolul Pavel, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Ce era gata Apostolul Pavel să facă ca să aibă parte de toate aceste lucruri pe care el îi sfătuia pe alții? În primul rând, dragii mei, ceea ce am văzut și cred că cu toții putem fi de acord, în viața acestui mare om al lui Dumnezeu a fost determinarea cu care el l-a slujit pe Dumnezeu. Din momentul în care Domnul Iisus Hristos i s-a arătat pe drumul Damascului, din acel moment, Apostolul Pavel a avut o determinare specială ca să-L slujească pe Dumnezeu în orice condiție, în orice situație, în orice împrejurare, neținând cont dacă vremurile au fost mai favorabile sau mai nefavorabile. Și mesajul din această dimineață, uitându-ne la viața acestui om, l-am intitulat astfel: știu unde vreau să ajung. E foarte important dacă știi unde vrei să ajungi. Cei mai mulți, de fapt toți în această dimineață, am plecat de acasă și nu ne-am pomenit aici accidental, nu-i așa? De aia ne-am și îmbrăcat adecvat, de aia și ne-am pus ceasurile și am fost tot timpul cu ochii pe ceas, pentru că am știut în dimineața asta, la ora 10, ai știut unde vrei să fii, nu-i așa? Ai știut unde vrei să fii. Pentru asta trebuie să treci peste câteva provocări. În primul rând, când, nu știu de ce, duminică dimineața, când deschizi ochii și te uiți la ceas, parcă duminică dimineața așa de repede trec minutele. Băi, nu mai putem sta 10 minute să mă odihnim. Nu mă auzi în casă, hai repede că întârziem, ieșiți afară, v-ați îmbrăcat. Afară, întârziem la adunare. Poate numai la noi se întâmplă. De ce? Știm că la 10 trebuie să fim la casa Domnului, că începe slujba. Dacă știi unde vrei să ajungi, atunci trebuie să treci și peste celelalte provocări. Și Apostolul Pavel ne spune în această dimineață, și vreau să intrăm puțin în gândul acesta, ce l-a determinat pe Apostolul Pavel să aibă o astfel de viață, o astfel de trăire, la care foarte mulți dintre noi le raportăm? În primul rând, pentru că Apostolul Pavel știa unde vrea să ajungă. Știa unde vrea să ajungă. M-a marcat săptămâna aceasta o experiență
Suntem în anul 2000, Jocurile Olimpice de la Sydney. Nici eu n-am băgat de seamă, ci de-abia după concursul acesta s-a aflat. A fost o cursă de atletism la feminin, 1500 de metri. Cineva a câștigat cursa aceea. Dar foarte interesant, pe locul 8 a ajuns în acea cursă, în final aceea, a ajuns Marla Ranian, o atletă de origine americană, care a ieșit pe locul 8. Și mare a fost surpriza că femeia aceasta a alergat și a ajuns în final acestei curse, a ieșit pe locul 8, dar marea ei provocare a fost că ea era oarbă. Ea era oarbă. Avea o boală în trupul ei care an de an i-a scăzut vederea, iar când ea a concurat în anul 2000 la cursa aceasta, ea nu zărea decât dungile acelea albe, culoarul pe care ea trebuia să alerge. Nu distingea nici publicul, nu distingea nimic. Așa era de afectat ochii și a purtat și o pereche de ochelari special. Femeia aceasta a fost întrebată în final, ce de-a determinat să continui și să alergi, să continui să faci sport de performanță, să te antrenezi, când tu știai oricum că n-ai nicio șansă în fața celorlalte concurente care ele văd foarte bine. Și aceasta m-a determinat să pun experiența aceasta în mesajul din această dimineață, pentru că Marla Ranian a spus, întotdeauna am știut unde vreau să ajung. Întotdeauna mi-am dorit să fiu pe podium, întotdeauna mi-am dorit să câștig medalia de aur. 2 ani de zile mai târziu concura la Jocurile Paraolimpice pentru cei care aveau deficiențe în trupul lor și câștiga medalia de aur la această competiție. Și în cariera ei a câștigat 2 medalii de aur, deși era aproape oarbă. Pentru că întotdeauna femeia aceasta a spus, am știut unde vreau să ajung. Eu n-am alergat aiurea, eu nu m-am prezentat la concursul doar de dragul de a fi acolo, ci întotdeauna am știut unde vreau să ajung. Ne uităm la Apostolul Pavel și apoi ne uităm la noi. Noi oare știm cu adevărat unde vrem să ajungem? Ne uităm la Apostolul Pavel și îl găsim în alergarea lui, știind unde vrea să ajungă și ceea ce vrea să împlinească în viața lui. În primul rând, spunea în versetul 10, Apostolul Pavel spune așa, vreau să ajung acolo încât să-L cunosc pe Iisus și puterea învierii Lui. Și pentru asta vreau să mă lupt, pentru că El, Iisus Hristos, mă cunoaște pe mine fără un mare efort. Iisus Hristos, când i s-a prezentat pe drumul Damascului, știa cine este Pavel. Nu a fost o întâmplare, nu a fost un accident. A știut Iisus și ora și minutul, a știut Iisus când să-l oprească pe Pavel din drumul lui. Dar acolo, pe drumul acela, Pavel întreabă, cine ești tu, Doamne? Cine ești tu? Tu care mă strigi, tu care m-ai oprit, tu care mi-ai închis ochii, acum nu mai văd, ce se întâmplă cu mine? Și de aici Apostolul Pavel începe o alergare și vrea să ajungă acolo, încât să-l cunoască tot mai mult pe cel care l-a oprit din drum. Fiecare din noi care în această dimineață suntem în casa Domnului, am ajuns la un moment dat în viața noastră încât întâlnirea și credința în Domnul Iisus Hristos ne-a oprit din drum. Ai crescut în Iisus Hristos, ai venit fie în biserica asta, fie în altă biserică și ți-ai predat viața în mâna lui Dumnezeu. Dar de acolo, de la a înțelege care este planul lui Dumnezeu și faptul că Iisus Hristos ți-a dat mântuire, până ajunge să-L cunoști cu adevărat pe Iisus, e de fapt o țintă și e de fapt o alergare. Vreau să-L cunosc tot mai mult pe Iisus. Am fi așteptat la Apostolul Pavel să spună, fraților, dacă vreți lecții sau vreți să vă spun eu cine este Iisus Hristos, veniți la Apostolul Pavel, pentru că eu cred că am avut una dintre cele mai mari revelații, eu am avut cea mai specială întâlnire, eu am avut una dintre cele mai speciale chemări. Nu, zice, Iisus mă cunoaște, Iisus m-a prins, spune el într-unul dintre versete. În versetul 12, nu că am și câștigat premiul sau că am ajuns desăvârșit, dar alerg înainte căutând să-L apuc, întrucât eu am fost apucat de Iisus. Iisus m-a apucat, Iisus m-a luat, eu sunt mântuit, eu sunt salvat, eu sunt în drum spre cer, dar asta nu-mi dă mie liniștea aceasta că am ajuns desăvârșit și că-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos într-atât de bine încât să nu mai dezlipesc de El. Nu, Iisus și Dumnezeu pe mine mă cunoaște perfect și întru totul, dar eu
Eu nu am ajuns să-L cunosc întru totul. De aceea mi-am pus ținta aceasta și vreau să ajung să-L cunosc tot mai mult pe Iisus. Eu spun în această dimineață, oare poate fi și pentru noi un țel și un target al vieții noastre spirituale să-L cunosc tot mai mult pe Iisus? Amin? Îmi place de cei care sunt interesați de viața mea, a păstorului bisericii, care vor să cunoască tot mai multe despre mine. Vă stimez și apreciez. Dar încercați să mă lăsați pe mine și să-L cunoașteți tot mai mult pe Iisus. Așa cum și eu m-am desprins de viața multora și nu mă mai interesează neapărat ce face unul și celălalt, ci aș vrea din ce în ce tot mai mult să-L cunosc pe Iisus. Să-i văd pretențiile, să știu dorințele, să știu cât sunt de aproape sau de departe în relația mea cu El. Asta eu trebuie să fac și vreau să-mi pun un target în privința aceasta și Dumnezeu să mă ajute să ajung acolo, să-L cunosc tot mai mult pe El. Amin? În al doilea rând, spune Apostolul Pavel, eu știu unde vreau să ajung. Vreau să ajung la o cunoaștere tot mai bună a Domnului Iisus Hristos. Apoi, în al doilea rând, Apostolul Pavel spune, eu alerg și vreau să mai cunosc și mai vreau să ajung într-un punct al vieții mele spirituale. Vreau ca după ce îl cunosc pe El și puterea învierii Lui, vreau să am părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Sunt, dragii mei, și dacă am vrea undeva să ajungem, noi am vrea să ajungem din punct de vedere spiritual momentul acela de liniște desăvârșită. Doamne, să nu mai am treabă cu nimeni, să nu mai bate nimeni la cap, să nu mai știu, să... Doamne, să nu mai am nici probleme, nici suferințe. Doamne, aș vrea, avem noi o cântare, nu mai cântăm, am crescut cu ea, în cer, pe flori, nu poți fi dus. Dar ne-am dorit să mergem pe flori, hai să fim sinceri. Doamne, să fie numai liniște, numai bucurie, să vii la casa Domnului, să nu mai știi, să nu mai știi ce să faci de bine. Ar fi ceva ideal, dar trebuie să fim sinceri și realiști. Nu se poate așa. Și atunci Apostolul Pavel spune și și-a pus și gândul acesta, vreau să ajung în momentul acela încât să am părtășie cu suferințele lui Iisus. O interesantă abordare și interesantă dorință. Eu vreau să am părtășie cu frații care sunt bogați, vrem să avem părtășie cu frații care au daruri, vrem să am părtășie cu toate lucrurile spirituale care ne întăresc și dau bine vieții noastre spirituale, dar Apostolul Pavel spune nu. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne-a spus că în viața aceasta e imposibil să nu avem necazuri. În lumea aceasta vom avea necazuri. Fie din partea faptului că trăim în lumea aceasta care este blestemată, fie din partea faptului că suntem copii ai lui Dumnezeu și vom suferi din cauza numelui Său, a Domnului Iisus Hristos. Iar Apostolul Pavel spune, vreau să ajung acolo încât să nu mai îmi fie teamă să sufăr. Vreau să ajung acolo, spunea el, încât să nu mai îmi fie teamă atunci când sunt amenințat cu moartea. Da, vreau să ajung acolo și vreau să am și targetul acesta. Pe lângă cunoașterea Domnului Iisus Hristos, a cine este cu adevărat Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, mai vreau să ajung undeva, vreau să ajung acolo încât necazurile, suferința și amenințarea morții să nu mă mai sperie. O, dragii mei, dacă am reușit să trăim cu gândul acesta care era în Apostolul Pavel, ce trăiri înalte și de câte lucruri am fi feriți? În câte lucruri am putea rămâne liniștiți atunci când suntem amenințați în tot felul de stări. Apostolul Pavel, pentru că a trăit și a auzit lucrarea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o pe pământul acesta, nu era străin de suferințele pe care Domnul Iisus Hristos, de care el a avut parte. Și când Apostolul Pavel spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, pentru ce a suferit Domnul Iisus Hristos? El a suferit pe nedrept, din partea păcătoșilor, spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos n-a suferit pentru că a făcut ceva neregulă. Domnul Iisus Hristos a suferit din dragoste pentru fiecare dintre noi. Iar Apostolul Pavel spune, eu vreau să mă fac părtaș acelor suferințe. Dacă trebuie să sufăr că n-am muncit destul și nu am bani, asta o sufăr pe drept. Dacă trebuie să sufăr pentru că am fumat ani de zile și mi-am distrus plămânii, astea nu sunt suferințele Domnului Iisus Hristos.
Când vrei să fii părtaș suferințelor lui Iisus Hristos, trebuie să suferi ce a suferit Iisus Hristos. Iisus a suferit pe nedrept. Iisus a suferit din cauza că i-au iubit pe oameni. Iisus a suferit pentru că a fost drept și a spus numai adevărul. Și în fața lui Pilat a spus, știi că dacă ai tăcea sau n-ai spune acum câteva lucruri, aș putea să-ți dau drumul. Dar Iisus a spus, nu, eu trebuie să spun adevărul, pentru că împărăția mea este întemeiată pe adevăr. Da, dar adevărul o să te coste și o să suferi. Iisus a spus, sufăr, dacă trebuie să sufăr pentru lucrurile acestea. Iar Apostolul Pavel spune, vreau să ajung acolo, încât să fiu pregătit și să fiu gata să sufăr suferințele Domnului Iisus Hristos pentru ceea ce a pătimit Iisus Hristos și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și în al treilea rând, dragii mei, cu care apoi aș vrea să mă apropii de încheiere, Apostolul Pavel știa unde vrea să ajungă. Vreau să ajung să-L cunosc pe Iisus tot mai mult aici pe pământul acesta, pentru că dincolo îl vom cunoaște pe deplin și desăvârșit. Dar aici este o luptă a cunoașterii lui Iisus Hristos. Vreau să ajung să pot să fiu pregătit și să accept să sufăr suferințele Domnului Iisus Hristos și să mă fac, dacă trebuie, asemenea cu moartea Lui, ceea ce de altfel s-a și întâmplat în viața Apostolului Pavel. Iisus n-a murit de o boală. Iisus n-a murit de bătrânețe. Iisus n-a murit accidental, ci Iisus a murit din cauza urii pe care oamenii au avut-o pentru El, pentru mesajul care ne-l-a adus din cer. Iar Apostolul Pavel spune, eu aș vrea să mor cu aceeași moarte. Eu n-aș vrea să mă rog lui Dumnezeu să mă vindece de boală, eu n-aș vrea lui Dumnezeu să mă scape din nu știu accident, ci aș vrea să mor cu aceeași moarte cu care a murit Domnul Iisus Hristos. Ceea ce de altfel se și întâmplă în viața Apostolului Pavel, e de altfel moare ca și martir pentru credința pe care a împărtășit-o oamenilor și iudeilor care n-au înțeles mesajul lui. Și în al treilea rând, unde vrea Apostolul Pavel să ajungă? Versetul 14, alerg spre țintă pentru premul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Unde vrei să ajungi, frate Pavele? Vreau să ajung aici să-L cunosc pe Iisus. Vreau ei să trăiesc o viață în care să nu mai fie teamă, să am parte de suferințele lui Iisus și în final vreau să ajung la ținta chemării și la ținta premiului pe care Dumnezeu l-a pus pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Amin? Știți pentru ce vin eu la adunare? Știți pentru ce mă lupt și eu să-L cunosc tot mai mult pe Iisus? Știți pentru ce vă îndemn uneori pe unii pe care vă văd că rămâneți în urmă și aș vrea să vă așezați jos și vă spun din când în când, mai vin la câte unul dintre voi, nu te lăsa. Hai să mai mergem, că mai e câțiva ani și ajungem să ne luăm premiul. Tu știi pentru ce alergi? Avem aici pe David Pop împreună cu noi și el este sportiv de performanță și joacă fotbal. Eu nu cred că David a intrat vreodată pe teren să spună, mă duc și eu acolo să fiu între ăștia 11. Și întotdeauna când a intrat pe teren, și cred că putem să-l și felicităm, zile trecute a dat și un gol frumos. Nu-i așa, Davide, cu gândul ăsta intri pe teren. Nu vreau altceva decât dacă pot să marchez. Pentru că vreau să fiu apreciat, să fiu premiat de cei care m-au angajat, de colegii cu care sunt. Uneori, dragii mei, din păcate, în viața credincioșilor, și asta era durerea Apostolului Pavel când le scrie Filipenilor, pe unii dintre voi vă văd parcă n-aveți nicio țintă. Eu sunt în închisoare, eu sunt asuprit. Eu sunt într-un moment dificil al vieții mele, dar niciodată nu mi-am pierdut ținta. Pentru ce fac toate lucrurile astea? Pentru ce îl slujesc pe Dumnezeu? Pentru ce vin la adunare? Pentru ce vă îndemn, fraților? Știți pentru ce? Pentru că dincolo de biserica din Filip, dincolo de bisericile pe care le-am plantat, eu mă uit spre țintă, care ținta mea nu e în biserică, ci ținta mea este în cer la Dumnezeu. Mă uit spre țintă și ținta noastră este cerul, împărăția lui Dumnezeu, unde ne așteaptă o cunună și o răsplătire, un premiu al alergării tare. Pentru ce cânt? Pentru ce vă răbd? Pentru ce vin la adunare? Pentru ce mă înfrânez? Pentru ce fac toate astea? Apostolul Pavel a spus, știu unde vreau să ajung. Eu vreau la final să ajung să-mi iau
premiul alergării cerești în Hristos Iisus. Pentru asta am venit la biserică. Pentru asta mă uit la dumneavoastră în această dimineață și așa de important, uitându-ne în viața acestui mare om al lui Dumnezeu. Ce frumos să știi unde vrei să ajungi. În această dimineață, viața noastră și ziua de azi este un moment al călătoriei noastre. Nu cred că este pentru niciunul dintre noi finalul. Pentru sora Dorina Pituț, ieri a fost finalul alergării ei. Noi ceilalți cred că Dumnezeu ne va mai da zile, poate la unii zile, la alții ani, nu știm. Însă cât mai alergăm pe pământul acesta, trebuie să știi pentru ce te trezești dimineața și care ți-e motivația cu care vii și-L urmezi pe Domnul. Această săptămână am auzit mărturia unui pastor ucrainian la începutul războiului undeva lângă Donbas, într-o localitate mică. Este un păstor acolo care slujește o biserică de vreo 30 de persoane. Și când a început războiul, fratele Sasha, păstorul acestei biserici, a ieșit în fiecare zi, ieșea cu biserica, cu frații, în centrul orașului și se rugau lui Dumnezeu cam 2 ore acolo, în centrul orașului. La început nu i-a deranjat nimeni. S-au adunat și alți oameni și alți credincioși care se rugau pentru țara lor și cerând ca Dumnezeu să aducă pace. S-a întâmplat însă ceva interesant. Separatiștii ruși au venit acolo într-o zi și l-au arestat pe Sasha și l-au dus într-o fabrică dezafectată unde au făcut acolo mai multe camere de tortură pentru cei care colaborau cu ucrainienii și nu erau proruși. Dar oamenii aceștia l-au confundat pe Sasha cu unul dintre politicienii pe care ei îl căutau, că semăna foarte bine. Și pastorul Sasha a fost torturat acolo timp de 2 săptămâni jumate și au apărut pe internet și imagini cu torturile care le-au aplicat. După 2 săptămâni jumate a venit o femeie care făcea parte din ofițerii care controlau zona aceasta și a spus: vreau să-l văd pe politicianul pe care l-ați arestat și aș vrea să am o discuție cu el. Și l-au adus pe Sasha, pe păstorul. Și femeia aceasta a spus: dar ăsta nu el. Cine e omul ăsta? A spus: da, pe omul ăsta noi l-am arestat în centrul orașului. Dar uite ce bine seamănă, cum nu el? El, măi, nu el, zice femeia asta. Voi l-ați confundat. Vă știți cine e omul ăsta? Omul ăsta este pastorul Sasha. Toată zona îl știe. Toți oamenii se raportează la el ca la un om foarte credincios. Omul ăsta îl predică pe Iisus. Omul ăsta îl slujește pe Dumnezeu. Cum de l-ați confundat? Cum de ați făcut lucrul ăsta? Dar zice, cum de a ajuns acum Sasha să areți în halul ăsta? Atunci soldații care l-au prins, rușii, au spus: și noi, pentru noi este un semn de întrebare omul ăsta, ce-i cu el? Au spus: după ce l-am arestat, am încercat să scoatem de la el informațiile vis-a-vis de planurile pe care le are guvernul cu zona asta, și n-au reușit să scoatem nimic de la el. Omul ăsta numai ne-a spus de Iisus, ne-a spus de Dumnezeu și unul dintre noi a spus: băi, gata, hai să terminăm cu el, să mergem să-l omorâm. L-am scos afară, a spus, de aici, din fabrică, și l-am dus în fața unei gropi unde am mai executat ucrainieni și l-am pus acolo pe marginea gropii și am scos pistolul, a spus, și când l-am pus la capul acestui pastor și am tras, s-a blocat pistolul. Și am tras a 2 oară și iară s-a blocat. Și spune colegul meu, a zis: băi, ce faci? Tremură mâna acum, doar că ăsta e pastor, doar că ăsta îl predică pe Iisus. Și a spus, a luat colegul meu pistolul și a tras un foc de aer în aer. Și a mers pistolul. Și apoi iar l-a îndreptat spre capul acestui om. Și când a tras, iar n-a mers pistolul. Și a încercat și el a 2 oară. Și după ce a tras a 2 oară, a spus: băi, oprește-te. Nu știu ce e cu omul ăsta. Nu mi s-a mai întâmplat niciodată așa ceva. Ce va să însemne? Și Sasha acolo pe marginea acelei gropi, pastorul acesta le-a spus: pe mine dacă omorâți, eu mă duc la Domnul, pentru că știu unde vreau să ajung. Eu n-am pornit acum să-L urmez pe Domnul, pentru că voi ați invadat țara, ci eu slujesc pe Iisus de ani și ani de zile. Dar spune, voi dacă nu vă pocăiți, voi mergeți în iad pentru totdeauna, cu toată puterea care credeți că o aveți. Spune, ne-am oprit
Și l-am adus pe Sasha, uite, iasă, iarăși aici între noi. El trebuia să fie mort. Noi așa ne-am propus, să-l omorâm. Spunea femeia aceasta, gata, dați-i drumul. Omul ăsta a fost confundat cu politicianul pe care voi îl căutați. I-a dat drumul înapoi la Sasha și el s-a dus înapoi în biserica de lângă Donbas și a început din nou să se roage, din nou cu biserica afară în stradă. Și interesant că după ce această poveste a fost făcută public, l-au chemat la Kiev și l-au chemat în Parlamentul American ca să depună mărturie. Și Sasha, foarte interesant, a spus: pe mine Dumnezeu nu m-a chemat să fiu vedetă, ci m-a chemat, mă rog, în stradă, pentru că eu știu unde vreau să ajung. Eu n-am făcut din asta să fiu recunoscut sau remarcat. Eu n-am făcut asta ca cineva să mă aplaude, ci eu știu unde vreau să ajung. Eu vreau să ajung într-o zi cu orice preț, spune Apostolul Pavel, spune Sasha astăzi și spun milioane de creștini. Eu vreau să ajung cu orice preț la premiul chemării cerești în Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Haideți să ne ridicăm pe picioare, dragii mei. În această dimineață, cred că fiecare dintre noi știm unde vrem să ajungem. În această dimineață am vrut să ajungem în casa Domnului, la împărtășanie. Vreau să ajungem să-L cunoaștem din lună în lună, din an în an, tot mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Vreau să nu renunțăm niciodată la ținta chemării noastre și ochii noștri să rămână pironiți spre împărăția cerurilor. Vreau în gândul acesta, câteva minute, să ne rugăm lui Dumnezeu, fiecare dintre noi, știind unde ești și unde vrei să ajungi, care ți este ținta. Apoi ne pregătim de împărtășania cu trupul și sângele Domnului. Ne închinăm.